Votând PSD, votați stabilitatea. Omule, îți spun ceva. Fii atent când vei vota. PSD-ul nu te lasă. Îți face viața frumoasă. El este frate cu tine și la greu, dar și la bine. El este fratele tău, te ajută când ți-e greu. Omule, îți spun ceva, fii atent când vei vota, măi. PSD-ul nu te lasă, îți face viața frumoasă. Eu întotdeauna, de când cu Revoluția am fost cu PSD-ul și va fi cu PSD-ul, până ai murit. Ce vă place mai? Care sunt calitățile lui? Care pentru că nu mai dă câte ceva la pensie, dar restul nimic. Bună ziua, bine ați venit la cortul amplasat în poarta 6. Petru Boloș, sunt un reprezentant al Partidului Social Democrat aici și încercăm să strângem semnături pentru candidatul nostru, Marcel Ciolacu. Câte semnături ați strâns până acum? Se strâng foarte multe semnături, noi strângem atât la cort cât și în oraș, oamenii vin aici. Diferite perioade ale zilei, nu tot timpul este aglomerat, dar cel puțin după amiază să știți că vin foarte mulți oameni și își arată susținerea față de candidatul nostru, Marcel Ciolacu. Poftiți, poftiți! Ei, da. Am vrea să stăm de vorbă puțin cu dumneavoastră. Presupun că ați venit să semnați pentru susținerea candidatului. Ați semnat? Da. Sunt oameni din cartier, oameni care ne susțin, oameni care trec pe aici, oameni care își arată susținerea, dar sunt mai emotivi în fața microfonului. Dar sunt sigur că domnul nu e emotiv. Ba da, sunt chiar emotiv, pentru că sunt cu un AVC și... Ah, ok, ok. Da, vă rog să nu... Probabil că... Vi s-a spus că noi intenționăm să stăm de vorbă pe cameră și cu oamenii care vin să semneze. Adică dumneavoastră ar trebui să ne ajutați, nu să ne încurcați în demersul ăsta. Da, dar nu vorba, adică să nu intimidăm oamenii care... Păi da, dar să-i lăsăm pe ei să spună asta. Da, dacă să se simt intimidați sau nu. Dar cunoaștem oamenii din cartier, cunoaștem oamenii care vin aici, care își arată susținerea, care sunt aproape de noi. Înțeles. Vreau să vă întreb dacă... Oamenii care vin să semneze vă adresează și unele întrebări, adică dacă au, să spunem, curiozități, dacă au nelămuriri, ce vă întreabă? În general, oamenii sunt mulțumiți de creșterea pensiilor. Acești oameni, ce vă spun, trăiesc mai bine de când li s-au mărit pensiile, în condițiile în care totuși inflația e cea mai ridicată din Uniunea Europeană? Da, da, mulți dintre ei spun că au beneficiat de creșteri substanțiale ale pensiei, creșteri de peste 30%. Vă pot da un exemplu, un fost funcționar public care până acum avea undeva la 3200 de lei pensie, beneficiază de o pensie, da, un senior al nostru, de 4500 de lei. Deci credeți-mă că de la 3200 la 4500 este o creștere însemnată a venitului. Puteți să ne spuneți câți constanțeni în procent au pensii de 4500 de lei? Nu vă pot spune un procent, dar cunosc câteva cazuri, cunosc oameni care au aceste venituri realizate din pensie. Cum credeți că un guvern sau în speță guvernul Ciolacu a contribuit la scăderea inflației în România? Prin măsurile fiscale, încă o dată v-am spus. Adică cum? Prin creșterea pensiilor și salariilor, pensiilor și salariului minim pe economie, da, pensie 3,8 milioane de seniori astăzi beneficiază de o pensie mărită. Prin investițiile străine, da, am mai spus, 34,14% investiții străine pe primele 4 luni. Considerăm că sunt niște măsuri foarte bune. Măsuri pe care orice cetățean le simte. Sunt, cum să vă spun, lucruri palpabile. Dacă îmi permite să vă corectez, creșterea pensiilor va duce cel mai probabil la o creștere a prețurilor, la o scădere a prețurilor. Eu nu cred acest lucru. Eu nu cred acest lucru, consider că crescând nivelul de trai și cei care produc vor avea unde să vândă, vor avea unde să comercializeze produsele și cred că fiecare român va beneficia de aceste creșteri, mai ales creșterea salariului minim pe economie, foarte importantă.
Vorbind acum puțin despre candidatul la președinție, care credeți că sunt calitățile lui care îl recomandă să fie un bun președinte? Este un om simplu, un om care vorbește pe înțelesul tuturor, este un om bun. În primul rând este un om bun, are un suflet mare, e un om care a demonstrat, este singura cale normală pentru România zilelor noastre, din punctul de vedere, a condus un guvern foarte bun, poate cel mai prosper guvern, bun guvern de după 90, investițiile străine în România, creșterea pensiilor, a salariilor, toate arată că guvernul Ciolacu este un guvern foarte bun și consider că președintele Ciolacu va fi un președinte pentru toți românii. Când spuneți că este un om simplu, recunoașteți inclusiv faptul că nivelul de pregătire formală nu este foarte ridicat? Nu, spun că este un om foarte bun, un om care are o pregătire, dacă studiați întreg parcursul dumnealui, atât școlar cât și mai apoi, în toate domeniile pe care le-a urmat, este un om pregătit. După 20 de ani, România are nevoie de un președinte de stânga. A văzut cum sunt președinții de dreapta, a văzut un președinte cum a fost Traian Băsescu, care a băgat oameni la pușcărie, a văzut cum este un președinte ca cel pe care încă îl avem. România vrea, dorește un președinte de stânga, un președinte care vine dintre oameni, un președinte cu suflet bun, un președinte deschis, un președinte care a demonstrat din poziția de prim-ministru că iubește România, că este aproape de oameni. În momentul în care dumneavoastră întrebați pe domnul dacă vă dă voie să vorbiți, eu... Nu sunt autorizat. Nu vreau să trec peste cineva care are ce? O funcție în partid sau în stafurile locale aici. Multinaționale fac banii în România și îi duc peste graniță. Valuta care o fac pe spinarea noastră. Și ce credeți că ar trebui făcut în această situație? Bun, promovat produsul românesc. Păi și dacă să presupunem multinaționale nu vor să vândă produse românești, ce se va întâmpla? Ce se vede? Dar de ce credeți că multinaționalele nu au preponderent produse românești pe rafturi? Pentru că produsele românești, până nu se asociază, să vină cantitățile care au nevoie, n-au cum. Te duci cu sacoșa, vinde și mie astea. Deci trebuie să fie o uniune a mai multor producători și spune, băi, eu fac contract cu Pento sau cu Alfabeta sau cu Cutare. Așa văd eu. De ce spuneați că România este colonie? Pentru că mergem la Bruxelles cu ideile noastre și venim cu ale lor. Ne conduc de acolo? Deci eu așa știu, că noi suntem conduși de Uniunea Europeană. Suntem și noi la o masă, dar suntem în capătul celălalt. Șefii vorbesc aici și aranjează, iar noi semnăm sau ridicăm mâna cu mărirea prețurilor. În democrație este cererea și oferta, da? Dacă este oferta mare și cererea mică, prețul e mic. Dacă e oferta mică și cererea e mare, e prețul mare. Nu e corect sau nu e logic? Adică vreți să spuneți că singurul mod de a stabili prețul este relația dintre cerere și ofertă pe piața liberă, da? Da, așa este. Da. Se vorbește de piața liberă, dar nu știu dacă cât e de liberă. Și atunci de ce guvernul a intervenit cu prețuri maximale pe această piață liberă? Știți, guvernul e de stânga, adică este partidul celor mulți și săraci. Și pentru treaba asta s-a intervenit cu compensări cu una cu alta. Ce părere aveți despre președintele PSD, Marcel Ciolacu? Cum l-ați descrie? Domnule, este un om empatic. Mai mult de atât, empatia înseamnă că se spune aproape tot. Ce alte calități trebuie să aibă un lider politic în afară de empatie? Să fii un bun gospodar, să fii un om cu suflet. Gospodar, suntem obișnuiți să spunem că trebuie să fie primarul din mediul rural. Probabil că președintele României trebuie să aibă și alte calități. Păi, guvernul administrează ceva, da? Nu înseamnă și gospodărire? Credeți că România ar trebui să dezvolte relații de prietenie și de amiciție și cu state precum Rusia și China? Corect. Eu, când m-am născut, tatăl meu, la Ianca de Brăil, a fost contabil și a zis... Gazele și curentul vine de la răsărit. Și în partea noastră estică era Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, așa. În momentul de față,
ar trebui să, cu vecinii să fim, să stăm bine. Cu cine credeți că ar avea cele mai mari șanse dacă ar intra în turul 2 președintele PSD? Dacă intră cu o pasăre care stă pe loc și bate aerul, Simion, și cu asta, actrița asta Lasconi, e foarte bine, pentru că partea de dreapta PNL-ul nu îi vor pe ăștia și vor da voturile pe partea cealaltă. Vă garantez că PSD-ul va avea 35-37% din voturi la turul întâi. Și dacă intră cu candidatul PNL, cum este cel mai probabil să se întâmple? Nu. PNL-ul sunt fărași. Sunt jos de tot. Sunt mai jos decât și decât Aurul și decât USR-ul. Totuși PNL este partenerul de guvernare al PSD. Da. Întotdeauna România trebuia salvată acum 2 ani, 3 ani, când s-a făcut coaliția stânga cu dreapta, de la Bruxelles. Băi, vrem liniște la voi pentru că aveți război la graniță. Și atunci au fost nevoiți, hai mă să intrăm din opoziție, să-i ajutăm pe ăștia și să spunem felul următor: pe cine nu lași azi să trăiască, nu te lasă mâine. Pe cine nu lași azi să moară, nu te lasă mâine să trăiești. Ne ține, vă rog, dacă dumneavoastră sunteți membru de partid, dacă ați semnat vreo adeziune. Da. Și dacă ați mai participat la alte acțiuni ale partidului. La ședințe, la asta, am participat la sala Abator. Prin această lege, în special Partidul Social Democrat, a căutat să elimine inechitățile care au existat de-a lungul timpului. Adică, și oamenii ce zic? Pensiile le acoperă pensiile, creșterea prețurilor? Pensiile pe care le primesc acum nu acoperă necesitățile dumnealor ca pensionari. Asta este o primă etapă, așa cum este precizat în lege. Deocamdată s-a făcut un fel de revizuire la documentele pe care au existat la Casa Județeană de Pensii, iar conform legii 360/2023, sunt niște elemente care le îmbunătățește substanțial veniturile dumneavoastră ca pensionari. Lumea este diferite păreri. Mai mult, cine se expune sunt cei nemulțumiți. Înțelegeți? Unii că s-a mărit și s-a mărit prea puțin, unii că li s-a luat de ce a avut, că noi când îi contactăm pe ei să ne dea semnături de susținere, vedem și mimica lor. Unii fac câte o mutră că merge mai departe, unii lăsați-ne că nu ne dă nimica niciunul, nu numai domnul Ciolacu și alții. Înțelegeți? Eu văd eu așa o aversiune la adresa partidelor politice și a cine le conduc. Tineretul. Pentru mine a fost o surpriză. Noi la partid avem mulți membri de partid tineri. Dar aici nu prea vreau să stea de vorbă cu noi pentru susținere cu semnături a candidaților, a niciunui, că nici nu se uită ce vrem noi. Tinerii sunt refractari la acest aspect cu susținerea politică a candidaților. Persoanele în vârstă, pensionarii, mai mult pensionarii, ca să știți. Dar despre prețuri, ce spun? Nu s-a vorbit de prețuri, mai mult cum a zis și dânsul, cu pensiile. Că dacă pensiile sunt mici, sigur că nu pot să acopere piața, prețurile. Dar vreau să vă întreb ceva. Chiar dacă au crescut pensiile, prețurile cresc în continuu și România este pe primul loc la inflație în Uniunea Europeană. De ce credeți că se întâmplă asta? Vă dați seama că România, în modul general, din mers, vrea să reducă inflația, vrea să mărească salariile, a mărit minim pe economie în ideea ca să poată să supraviețuiască cei care sunt în activitate. Pensionarii este. Deci trebuie să crească bunăstarea în România. Bunăstarea înseamnă locuri de muncă,
mai bine plătite, ceea ce noi ducem lipsă, să avem o cât de cât... Locuri de muncă la stat sau la privat? Locuri de muncă și la stat și la privat. Se spune că statul are prea multe locuri de muncă și aparatul de stat este exagerat de mare. În politicile noastre pe care le facem, vrem ca, ziceți, privații, ca să mă exprim așa, au primit de la stat și primesc în continuare o sumedenie de facilități, în sensul ca, dumnealor să se poată să dezvolte, să ține locurile de muncă, să le păstreze și să le multiplice. Totuși, la începutul anului 2024 a crescut foarte mult fiscalitatea la companii, deci ar fi cam invers față de ce spuneți dumneavoastră acum. Fiscalitatea, vedeți dumneavoastră, de-a lungul timpului de 20, de 30 de ani, noi am trecut, România a trecut prin niște etape, cum să vă spun eu, dure, în sensul că venim din partea comunistă, am venit în democrație, fiind la început de drum, problemele au stat puțin mai complicate. Bani se tot dau, se dau bani, dar nu au valoare, înțelegeți? Tocmai de aici e diferența, vorbeați de celelalte state din Uniunea Europeană. Deci, vreau că pensii se măresc, salariile se măresc, în mall-uri plin de lume, dar toate sunt scumpe și tot acolo rămânem. Noi niciodată nu vedem diferența, da, domnule, a crescut nivelul de trai, decât nivelul zilnic, ca să avem ce mânca și un serviciu. Dar să vezi ceva deosebit în plus, să pui și tu deoparte, să investești, nu, decât cei care au mers în afară și mai vin și lasă un ban pe aici, asta e. Și PSD-ul ce poate să facă pentru a rezolva această problemă a puterii de cumpărare, da? Despre asta e vorba. PSD-ul, raportat la această situație, poate să vină cu politici speciale pentru așa ceva, adică niște facilități, că e vorba despre privat, în mod special. Prețurile care se schimbă artificial, fără să aibă fundamentare, dar nu putem, noi nu putem să intervenim. Singura soluție pentru noi este să venim cu tot felul de facilități, să ajutăm privatul și cel de la stat să poată să supraviețuiască, să poată să dezvolte în tehnologie, în locuri de muncă și în tot ce ține de această problemă. Dar să știți că analiștii economici estimează că la începutul anului viitor va urma o nouă creștere de taxe puse tot pe privații pe care spuneți dumneavoastră că trebuie să îi încurajăm, da, tocmai pentru a se acoperi această creștere a pensiilor. Și atunci cum îi ajutăm pe privații? Aceeași politică care v-am explicat-o mai înainte. Venim și cu ajutoare ca să putem să echilibrăm piața. De pildă, dacă un kilogram de cartofi costă la momentul de față 5 lei arbitrar, noi venim cu ajutoare, cu ceva în schimb pentru angajator, pentru producător. Venim cu niște ajutoare ca să putem să compensăm ca cetățeanului român să fie puțin mai ușor. Păi și veniți cu ajutoarele astea sau doar vorbe? Cum veniți? Cum faceți? Din câte știu eu, și până acum, și până momentul ăsta, noi am venit cu tot felul de facilități, în sensul ca să atenuăm, ziceți, diferența asta de preț, care omul de rând, cu condiții, ziceți așa, nu poate să facă față. Ce ne puteți spune despre Marcel Ciolacu? Ce vă place la el? În primul rând, este un om echilibrat. Merge și a luat pulsul străzii, pulsul oamenilor, știe cu ce probleme se confruntă românul la modul general, vrea să facă lucruri mult mai importante pentru țară, dar trebuie să fie ajutat. De către cine? De către toată conducerea. De exemplu, Parlamentul țării, care e compus din deputați, senatori,
din guvernul pe care îl conduce. Dar cum ar putea el, dacă ar ajunge președinte, să influențeze economia și să-i ajute pe români? Am văzut acum două zile că a spus așa: eu merg la Bruxelles, iau pe prim-ministru cu mine și îi explicăm conducerii Bruxellesului care este nivelul și cum stau lucrurile, ca să putem să ne îmbunătățim. Dumneavoastră, ce vă place la Marcel Ciolacu? Mie îmi place simplitatea lui, mai aproape de oameni. Într-adevăr că el nu e așa școlit cum sunt alții, nu știe nici limba engleză, acum o învață, înseamnă că se preocupă, dorește să facă. La poporul român întotdeauna a atras oamenii mai modești, mai simpli, mai apropiați de popor. Noi suntem Partidul Social-Democrat, noi suntem pătura care au nevoie mai mult de partea socială, nevoie de sănătate, de locuri de muncă, de învățământ, în sensul acesta. Pe când noi, rivalii noștri, liberalii, ei sunt mai mult cu investițiile. Lumea asociază investițiile astea că le pun pe seama lor, adică, dom'le, fac o fabrică, dar eu sunt patronul respectivei fabrici. Și atunci cei de pătura mai joasă a PSD-ului, că așa să zicem, că noi suntem pensionari și bugetari. Sigur că o să zicem, da, e numai cu investițiile și noi ce face? Ce ne mai dă? Stăm la mâna privatului, adică a patronilor? Înțelegeți? Și de asta zice că ultima vreme nu prea țara n-a avut președinte social-democrat. Dar, cum ziceți dumneavoastră, el are alte atribuții, președintele. Iar, ca să completez pe dânsul, cu ce poate el să contribuie? Păi, sigur, poate să contribuie prin dezvoltarea relației de cooperare internațională, de aducere oamenilor de afaceri în țară, de a dezvolta, aduce companii, firme, care să găsim mai multe locuri de muncă prin aceste combinații, ca să zicem. Aceste firme pot să vină și din China sau din Rusia? Rusia iese din calcul. China, da, de ce nu e? Sunt deja, de altfel, sunt. Poate de oriunde care ar ajuta țara noastră. Nu vorbim că Uniunea Europeană zice, dom'le, numai noi între noi. Dar ei, cei statele importante, nu fac numai ei între ei. Toți au relații cu statele care credem noi că nu ne-ar ajuta, cum ar fi China, țările din Africa sau Asia sau din alte părți. Statele Unite. Considerați că România nu are parte de un tratament corect în interiorul Uniunii Europene? A, nu. Nu are. Cum nu avea nici înainte când eram în Caer, dacă ați prins zona Caerul, când a fost țările comuniste. Tot mai la coadă eram. Noi cu fabricile energofage, acum noi... Ce dictează ei? Ce vor ei? Nu ce vrem noi? Din ce cauză e așa? Din cauza că am venit mai târziu, nu avem mai târziu Uniunea Europeană, vreau să zic, că încă șefii de stat care am avut nu s-au putut impune și eu ce să zic, vorbesc mai simplu că nu sunt politician, nu sunt altceva, dar vreau să spun că bogăția, dacă n-ai bogăție, nici lumea nu te respectă. Deci, omul sărac nu bagă nimeni în seamă, știți? Președintele PSD-ului, care este acum și prim-ministru, se pliază pe nevoile României în momentul de față. Se duce la Bruxelles, că noi n-aveam la Bruxelles până acum, aveam atâta, cum să vă spun eu, intrare. Acum sau... Relațiile să spuneți că a fost nevoie de domnul Ciolacu să aibă intrare în România la domnul Bruxelles? Domnul Ciolacu a intervenit mai mult prin toate căile să ia legătura și cu doamna Van der Leyen și cu toți factorii de decizie din Uniunea Europeană ca să poată să redreseze ce până acum au stat în umbră. Deci dumnealui să pliază problemele societății acum. Dar ce relații credeți că ar trebui să aibă România cu China sau cu Rusia? Relații comerciale, dacă vă referiți. În afară de cele comerciale, mă refer la relațiile diplomatice. Ce relații ar trebui să aibă? Relațiile, trebuie să fie o relație de
respect și colaborare între țările. Bine, mai puțin Rusia, până nu fie... De colaborare, de înțelegere. Cum ar putea să colaboreze România cu Rusia? Cu Rusia, pentru Rusia, în momentul de față, sunt canale, sunt închise cu Rusia. Dar celelalte state, că tot ce este în Golf... Coreea de Nord. Coreea de Nord. De ce nu? Sigur, și China și Coreea. China, Coreea... Statele africane... Iran. Iran, din câte știu eu, este cu Uniunea Sovietică, cu Rusia. Și nu cred că am putea noi, ca țară, să avem o colaborare cu dumnealor în sensul ăsta, deocamdată. Pentru cine semnați aici? Eu semnez pentru Ciolacu. Ce părere aveți despre Ciolacu? Ce vă place la el? Eu întotdeauna, de când cu Revoluția am fost cu PSD-ul și va fi tot timpul PSD-ul, până o-i muri. Ce vă place la el? Care sunt calitățile lui care l-ar face un bun președinte? Câte ceva la pensie, dar restul nimic. Dar despre nivelul prețurilor, ce părere aveți? Sunt mari prețurile? Sunt mulțumită eu. Oricum nu mănânc cu 7 guri. Dacă știi să economisezi, ți ajunge bani. Eu pun în fiecare lună câte 2000-1000 de lei deoparte. Și așa că... Mulțumim, doamne. Dar ce credeți că ar putea să facă un președinte pentru români, ca să trăiască mai bine? Puneți aici, domnule, că nu vă grăbiți. Uite aici era, poftiți. Ce credeți că ar putea să facă Marcel Ciolacu dacă ar ajunge președinte pentru noi români? 74 de ani. Pentru cei care mai trăim după aceea. Domnule, cei care mai trăim. Ce ar putea să facă? Să facă, să fie bine. Dar care sunt prerogativele unui președinte? Știți cu ce se ocupă? La Sconi plus PNL e... Ăsta, cum ai zice, nenorocirea care ne-a, ziceți. Inundație? Nu că inundație, aia cu securistul ăla care... Care are 204... Da. Dar despre Uniunea Europeană, ce părere aveți? Nu-mi puneți întrebări, că nu prea le știu eu ce e Uniunea Europeană, nu... România e stat membru în Uniunea Europeană, știți asta? Păi știam, sigur că da, știam. Și ce părere aveți? E un lucru bun? Este. E bine să avem și companii străine, pentru că o tehnologie mult mai avansată decât a noastră, oameni mult mai pregătiți și instruiți, și care ne-ar ajuta să dezvoltăm economia țării noastre. Acum, sigur, trebuie și aici făcută cu cap, cu grijă. Nu să dăm bogățiile țării așa ușor pe mâna lor, cum ar fi gazele, aurul... Bogățile subsolului, în general. Pentru că asta e avuția noastră națională a României pe ani mulți de acum încolo și nu putem, nu s-au mai făcut contracte pe ani foarte mulți de acum încolo. Și atunci, eu așa consider că nu sunt împotriva companiilor străine, ce-i drept. Pentru că ei pot și să absorbă de la noi locuri, oameni pregătiți ca să le dea locuri de muncă. De exemplu, în domeniul IT, ingineriei, în alte domenii mai avansate, care noi, practic, nu mai prea avem așa economie să le dăm la tineri. Și atunci ce fac? Să ducă în afară. Înțelegeți? Adică cu cap și cu grijă e bine să avem aceste companii. Mai am eu ce să zic. Sigur, noi s-au vorbit despre impozitarea lor, ca și toată lumea, dividendele, să ne le dea la timp și așa mai departe. Cu cine v-ar conveni să intre Marcel Ciolacu în turul 2, dacă intră în turul 2? Eu cred că la ora actuală oricare ar fi. Poate că un pericol ar fi Mircea Joană, dar eu cred că tot cine are un partid în spate are motorul de împingere spre succes mai mare. Ce vi se pare că îl recomandă pe Mircea Joană? Ce îl recomandă? Păi notorietatea, a mai participat, lumea uită săracul, a fost odată că l-a trântit Băsescu, ea e la dragostea mea și așa mai departe. Mama a fost pe la NATO, ne gândim să nu sprijine pe undeva americane și că se umblă așa vorbe, știți, că și pe alții a mai susținut. Și lumea e puțin așa suspicioasă să nu fie numai votul poporului, să fie și alte influențe. Că și la treabă Sescu, parcă a fost prea cu sută coața albă
pe la 12 noaptea era unul președinte Gioară și după aia și celălalt. Și imediat se zice că ar fi umblat manevre și de la noi și de la străinătate și așa mai departe. Dar dacă ar fi să compara CV-urile celor doi, Mircea Gioană și domnul Ciolacu, ce comentarii ați putea să faceți? Să nu uitați un singur lucru. Mircea Gioană este produsul 100% al PSD-ului. De la Camera Deputaților, Senat și toate funcțiile în stat pe care le-a obținut dumnealui, inclusiv numirea pentru funcția de la NATO, de, ziceți, cum se numește? Adjunct. A fost produsul și, ziceți, intervenția PSD-ului. Deci, vă așteptați ca o parte dintre susținătorii PSD să-l voteze? Este posibil. Și acest lucru este posibil. Este posibil pentru că o parte din electoratul nostru este într-adevăr și îl simpatizează și îl apreciază pe respectivul Mircea Gioană. Cu bunele și cu rău. Dacă mă întrebați din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere este într-adevăr, este un punct foarte. A fost diplomat de carieră, a ocupat funcții în stat la cel mai înalt nivel. Deci, din punctul ăsta de vedere, îl recomandă. Acum, dacă mă întrebați dacă domnul Ciolacu și Mircea Gioană, care ar fi scorul, electoratul stabilește cine va ieși viitorul președinte al României. Eu cred că pe domnul Marcel Ciolacu recomandă întâietatea. El nu a mai participat și candidat pentru prezidențiale, cum a fost Mircea Gioană. Iar Mircea Gioană și-a demonstrat atunci niște lipsuri, neajunsuri, știți, cu interlopii, cu Băsescu, știu ce spune când a spus. Și aici a fost un mare minus pentru el, cuvântul cu alții și alții. Acum, sigur că, cum a zis și colegul meu, e mai plimbată lume, e mai diplomată, știe limba engleză, poate că are relații internaționale mai bune, dar asta se fac în timp. Poporul vrea un om de-al lor, mai natural, și eu cred că PSD-ul ar avea succes cu el, că fiecare pe limba lui moare dacă nu face față. Că celelalte se învață, și diplomația, și limba străină, și economie, și că de-aia sunt consilieri. Dumneavoastră de aici sunteți cu toții membrii de partid? Da. În general, da. Toți suntem. Toți. Și oameni care se semneze aveți sau doar membrii de partid semnează? Aceste liste le-am strâns de azi dimineață. Două liste, trei liste întregi și am început și pe a patra. De azi oamenii care trec pe aici, fie că sunt părinți care ies cu copiii de la școală, fie că trec întâmplător pe aici, se opresc care doresc. Sunt și din cei care nu doresc. Dar, în general, avem. Uitați, avem patru liste numai de azi dimineața, a 10 poziții, sunt deja 40 de... Eu am 32 și așa mai departe. 32 de membri astăzi. Avem și adeziuni, da, avem adeziuni. Sunt unii membri care doresc să scrie adeziunea și face adeziune chiar pe loc. Avem deja 3 adeziuni, le-am dus înăuntru, așa, și dăm și flyere celor care doresc, le citesc. De asemenea, avem și, le cerem părerea în legătură cu acest formulare. Și încercuiesc urgența fiecarei probleme în funcție cum o consideră dumnealor. Oamenii care vin să semneze, vă pun și ei întrebări? Foarte multe întrebări. Ce întrebări? Văzându-ne pe noi mai în vârstă așa și majoritatea care trec pe aici sunt oameni în vârstă, mai mult legate de pensii. Unii, foarte puțin, sunt și nemulțumiți, dar sunt și din aceștia, dar majoritatea sunt mulțumiți că au luat sume imense chiar unii. A dat lovitura Marcel Ciolacu cu mărirea pensiilor? Zic că da. Și chiar astăzi a mai dat o lovitură pe care oamenii mulți nu o știu, cu numirea de la Consiliul Europei, la Comisia Europeană. Când avem deja o vicepreședintă a Comisiei Europene. Un lucru extraordinar, n-am avut până acum, de când suntem noi membri ai Uniunii Europene. Cum credeți că este privită România în interiorul Uniunii Europene?
Până acum a fost privită într-un anumit fel, cu anumite rezerve, cred. Nu știu de unde veneau aceste abțineri sau rezerve, dar cred că din acest moment începe o altă epocă, vom fi priviți altfel. Cu un vicepreședinte la Parlamentul European, cu un vicepreședinte la Consiliul Europei, la Comisia Europei și cu un președinte de o comisie foarte importantă în Comisia Europeană. Credeți că țările din UE au parte de tratament egal? Așa ar fi normal și natural. Eu vă întreb care e realitatea. Realitatea nu cred că e asta. Dar în ce cauză? Probabil și condițiilor. Întrebați pe cei de la Parlamentul European. Da, probabil că cei de la Parlamentul European ar fi în măsură să răspundă cel mai bine. Dar noi unii spun că din cauza aceste diferențe sunt. Da. Unii spun că din cauza politicienilor români care n-au știut să-și impună punctul de vedere. De multe ori și asta este valabil, dar a fost valabil pentru că unii parlamentari europeni de la alte partide ne-au vorbit de rău acolo. Ceea ce nu e o vorbă. Țara și părinții să nu ți-i vorbești de rău. Ce vă place la Marcel Ciolacu? E un om hotărât. Când spune că vrea să facă ceva, face. Merge aproape de oameni să le simtă pulsul, să le simtă nevoile lor și să-i ajute acolo unde poate. Deci e un om aproape de popor, de oameni. Ce nu vă place la el? Păi n-aș putea să zic ce nu-mi place, că... De ce? Pentru că sunteți membru de partid? Pentru că sunt membru de partid, dar nu văd ceva care să nu-mi placă. Doar că are barbă. În rest nu. Mie nu-mi plac cei cu barbă. Nu-i pe gustul dumneavoastră cu barbă? Nu neapărat, am făcut o glumă, dar... Am făcut o glumă, dar poate asta, dar în rest ce să nu-mi placă la el? Care credeți că trebuie să fie calitățile unui bun președinte? El le are pe toate, dar nu îmi vine în minte acum să le enumăr pe toate. Deci să fie corect, să fie imparțial, să fie un președinte pentru toți oamenii, pentru toți românii. Chiar și pentru cei din afară, că mulți nu s-au plecat și asupra celor din afară să încerce să-i aducă, să le creeze condiții, să-i aducă acasă. În ceea acolo, ce privește? Da, acolo mulți n-au condițiile de aici și totuși stau de nevoie. Pentru că n-a fost cineva să le insufle curajul ăsta de a face un pas către înapoi în țară. În ceea ce privește nivelul și calitatea studiilor, cum credeți că trebuie să fie un președinte? Pregătit din toate punctele de vedere. Să fie patriot, domnule, nu cu 100 de studii. Ia uite. Dar să fie patriot. Cum? Patria. Sta să vină. Este poporul. Cum? Ia, spuneți încă o dată. Vorbeam despre studiile președintelui, da? Studiile președintelui. Eu știu că are facultate, dar nu e problema. Problema este să fii patriot. Ce înseamnă să fii patriot? Să-ți iubești poporul. De sus și până jos. Dacă și nu-ți iubești cum se transpune asta în fapte? Cu muncă și cu realizări. Dar dacă nu ai realizări, sigur că, ce să vă mai zic? Să-ți iubesc țara, valorile naționale și tot ce denotă în aceasta. La Uniunea Europeană încercăm să ne impunem punctul de vedere cât se poate, cât suntem lăsați de marile puteri, pentru că mai întâi trebuie să negociezi cu marile puteri europene și pe urmă să încerci să-ți faci locul tău. Adică dumneavoastră considerați că România nu este tratată corect în Uniunea Europeană? Nu este tratată corect de toate țările. Trebuie să fim corect să recunoaștem. Din ce cauză? Probabil din cauza mentalității care a rămas afară față de acest popor, că ne tragem din comunism, că nu există, că n-a existat democrație la un moment dat, imediat atunci după... Și a existat democrație în primii ani după 90? Deci, practic, n-a existat pentru că noi ai trebuit să învățăm să construim democrația. Deci cei care au trăit numai în țară s-au adaptat foarte greu. Cei care au mai fost ieșiți pe afară, au mai nu știu ce, s-au adaptat, mai au văzut, au mai învățat, au venit în țară, au încercat să le transmită și colegilor problemele care se aia și ușor, ușor văd că ne îndreptăm pe un drum democratic. Și la nivelul partidului s-a făcut curățenie cât de cât. Acum partidul se împrospătează, foarte mulți tineri au început să vină să facă adeziune la partid, ceea ce până acum lipsea
eșantionul nostru de tineret, știți că era foarte firav, acum văd că a crescut destul de mult și eu zic că România la ora actuală, din punctul meu de vedere, cred că merge pe un drum bun. Totul e să fim lăsați. Și principalii dușmani ai României nu sunt țările de afară. Principalii dușmani sunt oamenii din interior. Adică cine? Oameni, politicieni din celelalte partide care nu vor să unească. Dom'le, am făcut alegeri, a câștigat alegeri, a câștigat X. Bun, toți și Y și Z și toți ne unim în jurul lui X și hai să facem ceva pentru țară. Adică în afară de PSD, toate celelalte partide sunt dușmanii României? Nu, nu sunt dușmanii României. Dar? Deci nu sunt uniți. Adică, domne, dacă un partid a câștigat, a ajuns, de exemplu, acum e PNL-ul, PSD-ul. Domne, hai să vedem ce putem face. Hai cu celelalte partide din opoziție, trebuie să vină cu niște soluții. Da, da, există o concurență între partide. Asta e ideea în democrație, nu? Concurența de pe partide e concurență între partide, dar a fi pentru țara ta, cum e la Uniunea Europeană, când n-ai voie să ești la Uniunea Europeană, o problemă care privește România și trei partide să voteze pentru și celelalte partide să voteze împotriva. Vă referiți la relația dintre PSD și PNL, nu? Cum s-au unit cele două partide. Da, deci s-au unit, au făcut adeziune, mergi să mai ceartă, să mai încare, să mai... Dar asta este, să bat pe idei. Este discuția pe anumite probleme. Negociază până cad de acord. Găsesc o soluție viabilă. Au fost destule, de când sunt la guvernare, au fost destule probleme pe care nu s-au înțeles la început și, pe urmă, prin negocieri directe, au reușit să găsească o soluție. Mulțumim. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această alianță cu PNL-ul? Nu am o părere bună. Pentru că acum ei s-au despărțit și Rareș Bogdan, ați văzut ce a spus la batistele, că le dăm noi când se alege batistele și nu știu ce. Și Ciucă la fel. A vorbit urât din noi. Așa cum a făcut și Crin Antonescu când a fost unit cu, când era Ponta și ăsta. Și eu nu-i socotesc pe liberali oameni cinstiți. Și atunci cu cine ar putea PSD să facă o majoritate după alegeri? Poate să facă și cu ei. Ce nu e asta, dar cu maghiarii sunt sigur că trebuie făcută. Cu maghiarii sunt sigur că trebuie făcută și, da, ce să vă zic, dacă va câștiga PSD, eu sunt convins că e un partid destul de mare că va câștiga. Dar poate să nu treacă de 50 plus, nu știu cum, și atunci trebuie să facem cu... Și o să facem cu ei, dacă ei o să fie de acord, dacă nu. Să vă mai întreb ceva. Ce părere aveți despre multinaționalele din România, firmele străine? Firmele străine își fac datoria, eu zic și eu. Care e datoria lor? Să ne ajute. Oare? Păi, să ia profitul de aici, să o ducă la ei. Deci eu vreau să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, firmele străine ajută la dezvoltarea economiei sau, dimpotrivă, blochează dezvoltarea companiilor românești? Da. Da. Ce să vă zic? Da, cam. Atâta vreme cât multinaționalele se folosesc de resursele țării noastre, fără să aducă vreun beneficiu la bugetul țării, cred că aici ar trebui umblat la legislația românească. Adică ce ar trebui făcut? Schimbat. Și ei să plătească impozite așa cum plătesc și celelalte firme românești. Le plătesc. Da, dar nu, nu statului român. Ba da. Politica asta liberală mie nu-mi place. Adică lași piața liberă și n-ai fabrici, uzină ca omul să muncească, să primească bani. E suficient să poată să ia. Dar așa... Dar cum credeți că ar trebui să fie piața dacă nu liberă? Să fie cu mercuriar acolo și pe țară să aibă carnet de proprietar. Nu să cumpere cu 2 lei cartofi și să-l dea aici cu 4 și nici nu
are casă, marcaj. Dacă te duci și... Păi legea nu impune la vânzătorii din piață casă de marcat. Păi eu știu că a fost. Eu știu că a fost și dacă legea... La firme, la SRL, unele la persoane fișe. Dar... Eu nu sunt pensionară, dar... bun, creștem... vorbim despre creșterea nivelului de trai doar în condițiile în care creșterea salariilor sau a pensiilor, a veniturilor în general nu vin în contradicție sau nu sunt în același plan cu creșterea prețurilor. Atâta timp cât prețurile cresc de la o lună la alta, de la o zi la alta, veniturile putem vorbi doar că sunt indexate ca să acopere creșterea prețurilor la produse. Deci vreți să spuneți că în România nu se trăiește atât de bine cum ne spun politicienii. Se trăiește foarte bine, uitați-vă la mașini, nu vezi așa ceva în Italia. Se trăiește la un nivel de subsistență. Dacă prețurile vor stagna, dacă prețurile la produse vor îngheța, atunci putem vorbi de creșterea nivelului de trai. Dar de ce credeți că în România se menține o inflație ridicată, cea mai mare din Uniunea Europeană, în timp ce în alte state din UE inflația e în scădere, în România se menține la un nivel ridicat și este cea mai mare din UE? De ce? Da, e o întrebare de un milion de puncte. Cineva care se pricepe la economie, cred că v-ar... De ce credeți că în România inflația e atât de mare? Tot cresc prețurile. Păi cresc. Din ce cauză? Din cauză că piața românească, agricultura românească, nu este organizată pentru a produce și a livra la marketing-uri și la toate astea produse care să asigure necesarul ca să poți face o concurență importurilor. Importurile fiind foarte mari de afară, nu ne dă voie să reducem inflația. Pentru că la produsele aduse de afară, pe lângă taxa de import și toate astea și prețul și așa, bineînțeles că mai adaugă și cel care o comercializează ceva. Și atunci prețul se duce unde se duce. Dar comerciantului, chiar dacă e un hipermarket, să zicem o companie străină, nu i-ar conveni să cumpere produse românești? Păi ar conveni, dar nu suntem noi organizați pentru a livra. Pentru că cu un complex din ăsta mare, cum e Carrefour sau nu știu ce, nu poate cumpăra 200-300 de kilograme. El când vine trebuie să îi se livreze un tir, cantități mari. Iar noi nu suntem organizați în România să avem depozite mari de bani în momentul când ăla solicită. Din depozit imediat ai făcut livrarea. Dar ce împiedică pe agricultor să se asocieze? Păi tocmai asta e ambiția fiecăruia de a fi șef. Deci niciunul nu cedează, fiecare vrea să fie el șef. Pentru că dacă ar înțelege și s-ar asocia pe județe, la 3, 4, 5, 6 județe, facem un comp. A încercat pe vremea guvernării Ponta, a încercat să facă abatoarele alea pe zone. Am auzit doar promisiuni. Inclusiv la nivel local, foștii șef de CEJ, Nicușor Constantinescu și alții au promis de mai multe ori că o să facă astfel de centre de strângere a produselor și era o idee excelentă, doar că n-a fost implementată. Nu, n-a fost implementată. La nivelul Constanței, pe vremea când eu eram și eu consilier județean, s-a încercat cu acele sere la cetățeni în care după primele 300 de kilograme erau ale lor și însușeau aia și după 300 de kilograme ce produceau dădeau și pe la azilele de bătrâni și cu cine contractase Consiliul Județean. Mai sponsorizat, s-a încercat. Dacă nu mă înșel, era... Când s-a încercat acea centralizare, nu s-a reușit. Dar era în programul de guvernare al lui Liviu Dragnea, al PSD. Da, era. Dar nu s-a realizat. Nu s-a realizat pentru că dacă nu aloși fonduri, n-ai cum să realizezi. Considerați că Liviu Dragnea a fost un președinte populist? Și demagog? Super populist. Deci pe vremea lui Dragnea nu puteai să vorbești. Și cum vă explicați? Și cum vă explicați că atunci partidul a obținut un scor foarte mare la alegerile parlamentare? Păi scorul foarte mare nu-l obține partidul, obține alergătorii ăștia, al de mine, al de omul, al de omul. Ăștia e partidul. Deci dacă noi nu alergăm să luăm adeziuni, să convingem oamenii să ne voteze, ei degeaba stau la București. Că nu o să aibă de unde
Dacă Constanța nu realizează procent 33-34%, nici ei n-ai de unde. Deci ei sunt la București centralizarea tuturor județelor din țară, a voturilor strânse de toate județele din țară. Fiecare consiliu, partid la nivel județean și municipal și toate astea, se concentrează ca să strânge, să ia un procent cât mai mare. Dacă intră în turul 2, aș prefera să intre cu Geoană. Datorită faptului că sunt 7 sau 8 candidați la președinție, da? Fiecare vine cu o platformă, program, care și-o expune în fața partidului, în fața susținătorilor și care, având această platformă, program, trebuie pe parcurs, dacă va fi ales, să rezolve aceste probleme care sunt aici. Ce se întâmplă? Aș prefera să vină cu Geoană, datorită faptului dacă pică în turul 2 cu Geoană, câștigă Ciolacu. De unde știți asta? Vă spun la modul cel mai sigur. Din sondajele făcute, plus sau minus 3% în fiecare județ, Ciolacu are 29%, Simeone are 21%, ăsta la altul, Ciucă, are 17%. Excludem faptul, nu că am ceva, dar nu îmi puneți întrebări despre doamna Șoșoacă, vă rog eu. Că nu vreau să... De ce? De ce? Vă spun la modul cel mai sincer. Nu pot să o numesc un candidat cu capul pe umeri, domnule. Oricâte facultăți ar avea, că domnul Ciolacu zice că nu are studii. Domnule, studiile care le are domnul Ciolacu sunt studii sincere. Nu a editat cărți, învață și acum. Domnul Ciolacu învață și acum. Politică. De unde știți dumneavoastră? Eu știu din sursă sigură. Nu pot să vă spun. Pornind de la premiza că și fac altă... Dacă ar fi să compara studiile lui Marcel Ciolacu cu cele ale lui Mircea Geoană, fiindcă l-ați pomenit, da. Cum ar arăta această comparație? Da, vă spun. Eu, personal, am niște studii care sunt echivalente cu 2 facultăți și nu am decât liceu și 3 clase profesionale. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu oameni de la Vlădică până la Opincă, am avut ocazia să pun o întrebare unui absolvent cu 2 facultăți în Constanța, care a spus, l-am întrebat, domnule, ce e la echinocțiu? N-a știut să răspundă. Deci studiile nu sunt importante. Studiile sunt importante atâta timp cât eu, ca persoană, îmi desfășor activitatea în mod cinstit, corect, fără să fac fraude, fără să fur, fără să jignesc. Câte alți? Strâng semnături. Am adus 20, dar am mai adus. Am adus și ieri și alaltă, dar în fiecare zi cât te pot face. Votând PSD, votați stabilitatea. Omule, îți spun ceva. Fii atent când vei vota. PSD-ul nu te lasă. Îți face viața frumoasă. El este frate cu tine și la greu, dar și la bine. El este fratele tău, te ajută când ți-e greu. Omule, îți spun ceva, fii atent când vei vota, mă.